Un grup de 50 de locuitori din satele comunei Andrieșeni, județul Iași, au primit în dar luni 21 iunie 2021 un pelerinaj și o masă caldă din partea mănăstirii Hadâmbu. Itinerariul s-a organizat sub genericul Pelerinaj în cinstea Sfinților. La primele ore ale dimineții, oamenii de toate vârstele au ajuns cu autocarul în străvechea așezare monahală din dealul mare. Pelerinajul a fost rânduit de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, prin implicarea profesorului pentru învățământ primar Ilie Urmă de la Școala Generală Gheorghe Ciobanu Andrieșeni și consilier local în cadrul primăriei Andrieșeni. Pelerinii au participat la slujba acatistului, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată în catedrala acoperământul Maicii Domnului a așezământului monastic. În cuvântul adresat la final, arhimandritul Nicodim Gheorghiță i-a îndemnat pe credincioși să fie alături de preoții din parohiile de unde provin. Astăzi mai avem un grup de pelerini, de credincioși, credincioase, din comuna Andrieșeni. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns de câteva ore în acest sat, această comună. Am cunoscut oameni necăjiți, dar cu suflet mare. Și Dumnezeu mai lucrează pentru un tânăr învățător care se vede lucru că și noi am fost mustrați, binecuvântați de Dumnezeu, are mare milă de cei nevoiași și necăjiți și din când în când fac fapte măreți, anunțându-ne și noi mergând din când în când, repet, acolo. Astăzi ne-a ajutat milosivul Dumnezeu, precum bine am promis și anul trecut, înainte de pandemie, anul acesta l-a rugat pe Domnul Măsător Ilie să adune credincioși care n-au văzut poate Iașul, poate nu s-au închinat la Sfânta Parascheva și n-au ajuns în această oază frumoasă mănăstire a Maicii Domnului. Dar să nu uităm, de fiecare dată v-am reamintit. Bănuiesc că frățile voastre aveți o legătură cu Sfânta Biserică a satului dumneavoastră. Să nu considerăm Biserica satului doar pentru mormântare, cununie sau botez. De fiecare dată v-am învățat și povățuit când plecați într-o excursie pelerinaj, este valabil pentru toți pelerinii din Biserică, să luați blagoslovenie și binecuvântare de la păstorul frăților voastre, care vă îngrijește suflete peste an și toată viața până în ceasul morții. Veți avea un drum blagoslovit și mai liniștit. Mai binecuvântat, atât timp cât aveți binecuvântare de la slujitorul frăților voastre. Iar părinții slujitori ai Sfântului Altar din parohii, trebuie să fie și ei mulțumiți la rândul lor, că odată ducându-i, mergând din când în când, măcar odată pe an, în vizită, pe la mănăstiri, Sfinte Moaște, Sfinte Icoane pe Cătălui din Luni, îi are în timpul anului și în biserică prezenți la Sfânta Liturghie. Așa cum este tradiția, Părintele Stareț a cântat împreună cu cei prezenți câteva pricesni închinate Maicii Domnului. Roagă-te, Maicuță,
Cei 50 de pelerini din comuna Andrieșeni au primit apoi o masă caldă din partea mănăstirii Hadâmbu, pregătită de firma de catering Ana Irina din Iași, prin amabilitatea familiei Gorongea. Nu știu dacă este ceva care nu-mi plac, dar am mai fost, am dat acum 2 ani aici la mănăstire. Foarte frumos. Ce? Maica Domnului, stăpâna noastră. Da, să dea Dumnezeu multă sănătate și bucurii și fericire. Sănătatea e cea mai importantă. Minunat. N-am fost niciodată pentru prima dată, dar sper să mai revin. Sigur că da, de fiecare dată emoțiile m-au trecut fiori și gândurile toate bune. Și pentru cei buni și pentru cei mai puțin buni. Da, de când am înțeles, chiar de la Ilie mi-a spus că este făcătoare de minuni, am mers și ne-am rugat, știi, și necazul și bucuriile noastre și sper să ne ajute și cu siguranță ne va ajuta în tot ceea ce ne-am rugat și ne-am pus în gând. Profesorul Ilie Urmăș a exprimat bucuria pentru darul oferit oamenilor din Andrișeni de a poposi pentru câteva ceasuri la mănăstirea Hadâmbu. Iată un al treilea pelerinaj organizat de comunitatea în Andrișeni la inițiativa părintelui stareț Nicodim Gheorghiță, care a adunat în jur de 59 de persoane pentru a ne bucura de acest colț de rai. O zic un colț de rai pentru că îmi spunea de dimineață un pelerin, cum am ajuns aici la Sfânta Mănăstire, Hadâmbu, îmi spunea cu lacrimi în ochi că am văzut un colț de rai. Am participat cu dragoste la Sfânta Liturghie, după care o altă bucurie ne-a făcut părintele stareț Nicodim Gheorghiță, o agapă frățească alături de toate persoanele care au venit în pelerinaj și, într-adevăr, au trăit bucurii sfinte. Parte din ei nu au avut posibilități să participe la o astfel de agapă. Acest pelerinaj au participat persoane din mai multe categorii, și anume zic din mai multe categorii, pentru că au venit persoane cu probleme mari de sănătate, au venit persoane care nu își permit să participe la astfel de pelerinaj și au venit și persoane singure, în vârstă, care nu au cu cine să ajungă într-un pelerinaj. De aceea vreau să zic că am văzut bucuriile de pe chipurile lor și chiar mă îndemnau să mai participăm, să mai organizăm astfel de pelerinaje. Mulțumim din suflet părintului stareț și mulțumim tuturor celor care s-au implicat pentru această bucurie adusă comunității din Andrieșeni. Au participat pelerini din toate satele comunei și sperăm pe viitor, cum ne-a promis și părintele stareț, să organizăm un astfel de pelerinaj și pentru copiii din comunitatea noastră. Mulțumim încă o dată părintelui și Doamne ajută în toate! Pelerinajul a continuat la mănăstirile Eșene, Cetățuia, Galata și Sfinții Trei Erarhi, iar la final oamenii s-au închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, aflate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Amintim că mănăstirea Hadâmbu a oferit alimente și cadouri pentru 5 familii nevoiașe din comuna Andrieșeni pe 17 decembrie 2019. Pe 15 februarie 2020, un grup de elevi de la Școala Generală Gheorghe Ciobanu Andrieșeni a avut bucuria să meargă pentru prima dată într-un pelerinaj oferit de mănăstirea Hadâmbu. Pe 29 februarie 2020, așezarea monahală din Dealul Mare a oferit un prânz consistent pentru 70 de pelerini din parohia Buhăieni Drăgănești Andrieșeni, iar în luna martie a acelui an, 30 de familii din comună au primit mobilier, 80 de piese de mobilă tip vitrină, 5 dulapuri și 10 mese.